este o tânără de 27 de ani din alt județ, care a fost adusă în cursul zilei de ieri la ora 12:17 de ambulanță, victima unui accident rutier. În momentul în care s-a prezentat la CPU, era conștientă, cooperantă, stabilă hemodinamic, avea o plagă contuză la buza inferioară și dureri la nivelul bazinului. În urma investigațiilor de tip radiologic și computer tomografic, s-au decelat mai multe fracturi la nivelul aripii iliace drepte și ramului ischiopubian stâng, care au necesitat internarea pacientei în secția de ortopedie, unde este și în momentul de față. Păi în afară de orice pericol a avut Era fractură de bazin? Fractură la aripa iliacă și fractură la ramul ischiopubian, da, la anumite segmente din bazin.